blestemul unui om înconjurat de dulciuri. Simona s-a luptat toată viața cu kilogramele în plus. Am slăbit întâi 12 kg și pe urmă făcând sală de un an, pe cântar m-am îngrășat, dar la centimetri nu m-am îngrășat, deci cred că am pus masă musculară. Yes. Poți să-mi spui musculoasa. Yes. Ce regim ai ținut? Ăsta proteic? Da. Mm-hmm. Am mâncat proteină, carbohidrați spre deloc și pe urmă am descoperit eu vara trecută, bănuiesc că toată lumea auzi deja de keto. Eu tot am vrut să fac, ba să fiu grafician, ba fotograf, ba orice altceva. Numai că nu ieșeau bani. Mama mi-a zis, bă, nu vrei să faci bani? Și ies bani din prăjituri? Ies, acum depinde ce-ți dorești. Dacă vrei să fii super mega bogat, nu poți să faci asta din prăjituri. Dar poți să ai un trai decent, să îți permiți excursie, mașină și casă. Și dacă tot se spune că dragostea trece prin stomac? Puțină lume știe de tine că ești divorțată. Yes, yes. Foarte șmecheră când mă așez la o masă și toată lumea e ba single, ba căsătorită. Eu sunt aia șmecheră. Divorțată. Divorțată. Cât timp ai fost căsătorită? 3 ani. Ai, ok, trei ani, boss. Și doi înainte, 5 ani în total. Cum să lași o fată șef expert în prăjituri, adică... Bă, e sportiv și cred că s-a gândit că nu vrea să te îngrașe. Și a zis, bă, nene, asta mă îngrașe, îmi face prăjituri, îmi face de mâncare, îmi trebuie altceva. O sportivă, o... altceva. Zi-mă, dar ce n-a mers? Adică eu n-aș lăsa juvaier de fată ca tine așa, mai ales dacă îmi face pavlove de dimineață până seara. Avem aici cea mai rămas din relațiile noastre. Astea sunt pastilele cu care ne tratăm. De fapt, sunt secretul pavlovei noir. Cărbunele. Doar o paranteză. V-am rămas prieteni până într-o zi. Tot vorbeam la telefon despre una, despre alta. Despre una, despre alta. Și într-o zi... Așa. Am vorbit urât la telefon. Eu. Acum ieși cu cineva. Da. Da? Da. La început așa, testăm terenul, vedem ce se întâmplă. Dar în sfârșit a avut cineva curaj să-mi zică, auzi, mă, ai, nu vrei să bem un suc împreună? Cât despre intervenția la inimă. Aveam o problemă, făceam crize de tahicardie, adică pulsul îmi creștea rău, nu știu, 180-100, mult. Și îmi făceau injecții la spital, de mi-o opreau inima și îmi făceau un masaj cardiac să o repornească. Și trebuie să fac o intervenție, dar nu m-au tăiat pe inimă, pe artera femurală, mi-au băgat un cateter, nu știu să explic, adică n-am nicio noțiune din asta medicală, mi-au făcut niște microinfarcturi, microarsuri pe inimă, au extirpat problema sau bucata din inimă care avea problema și gata, ca nou. Pavlova a fost făcut prin anii 20 pentru o balerină rusoaică, Ana Pavlova, parcă cum, într-un turneu de-al ei în Noua Zeelandă și Australia. Iar costumul ei era alb, roșu, verde și galb, auriu. Și Pavlova clasică este decorată cu kiwi, cu topasini și căpșuni. Roșu, verde și auriu. Bă, și de ce așa de bună? Că ai spart-o alea cum trebuie. Perfect! Și gata! Tadaaa!